La solicitarea Partidului Național Liberal, luni 4 septembrie, premierul Mihai Tudose va veni în plenul Camerei Deputaților la ora primului ministru pentru a oferi răspunsuri cu privire la starea economiei românești. Există foarte multe semne de îngrijorare generate de o serie de dezbateri și de informații apărute în spațiul public, unele dintre ele lansate chiar de premierul Tudose, care par că vor conduce România într-o criză similară celei din 2008-2009. În momentul de față, suntem într-o situație care trebuie explicată și trebuie explicată de la vârful guvernului, pentru că avem creștere economică, în același timp avem un deficit în creștere și încasări tot mai slabe la bugetul statului.